activism social frus, situații și dialoguri autentice. Muzica care nu apare, acea coloană sonoră să însuțească, să, zicem, să manipuleze povestea și acțiunea filmului. Personaje foarte vii și convingătoare. Un montaj foarte minimalist, adică tăieturi foarte puține, jumătate când este cazul. Prin planurile sunt accidentale, dacă sunt. Apoi sunt filmările din mână și combinate cu uneori cu cadre aproape fixe și foarte lungi. Eu nu mă includ în acest tip de cine. Faptul că filmele seamănă din punct de vedere stilistic a creat un brand. A făcut ca filmul românesc să fie recunoscibil pe piața externă, în circuitul festivalier. Un cinema observațional. Aha, România vine cu tipul acesta de film și asta este extrem de important pentru o zonă care, cum este piața festivalieră de film, care este extrem de atentă la trenduri, care are o imensă problemă anti-Hollywood, drept care filmele trebuie să fie personalizate stilistic foarte puternic. Și știu foarte bine cum sunt privită acum, când spun sunt un producător din România și am un proiect românesc, vreți să vă uitați pe el? Da, sigur, imediat. No, sigur că nu la toate proiectele reacția este... Dar măcar citesc. Realismul minimalist născut, venit în siajul lui Cristi Puiu. Pe mine mă supără etichetele. Am despre generație, adică ce? Adică ce? Ce vrea să zic asta? Decreței face filme. Sau ce? Alo? Stai așa. Spune, ți-e rușine, tu n-ai o hârtie ca lumea în casă. Pe ce-ți faci contabilitatea? Pe fițuici? Ia o coala A4 frumos, alb, un pix, nu cu creionul, și scrie ce ți-am spus. Hai mă, Ovidule, te rog eu frumos, ce căcat. Mama! Fii atent! Și-a... Și-a făcut casă omul și și-a băgat mașina, jumătatea aia de mașină, și-a construit-o în casă. Și trece acolo, e casa. Ăla care a intrat cu mașina în casă la el, i-a lăsat lui mașina? Nu, mă. Și-a luat-o. Păi cum, deci ăla a intrat cu mașina în casă, i-a lăsat mașina și gata, așa, așa. Bă, dar greu de carte, și mă, să mor eu. Păi nu înțeleg. Mă, că tu ești de fel. A, deci el a intrat în asta lui? În casa lui? Păi, nu, m-a intrat într-o casă. Și formă omul și-a luat jumătatea de mașină. Zi-mă, Vali, mai bine poți să știi când ai sunt că te bate aia când pământ cauciucurile ție. E, lasă aia, mă, e altceva. Uite, croissant. Păi ia pentru tine și pentru Becky. Cât e cola la dumneavoastră? 13,9. Trebuie să luăm vreo 10 bacuri de-astea. Luăm mai multe, dar luăm de la grasul ăla, că era mai ieftin. Da. De ce e așa scumpă cola aici? Păi ceva mai încolo e cu 2000 mai ieftin. Uite, mă, ce vreau să le lasă. Păi stai, nu, dar nu înțeleg. De ce aici e mai scump și acolo e mai ieftin? Ce-i în capul ăsta al tău, mă? Ce poate, mă? Uite-te, mă, la ea, mă, uite-te la ea. Eu îi spun că de ce a plecat și i-am spune că n-a umblat nimeni. Băi, stai, mă. Las-o, tu știai? Asta vreau să te întreb. Tu știai sau nu știai de ce te-am lăsat aici să ai grijă? Zi, mă, nu te mai uita așa, că ești la el. Zi, știai sau nu știai? Ca să am grijă. Ca să ai grijă de geantă. Și tu ce pula mea faci? Te-ai dus să ți-ai înghețată? Cum e, mă, posibil, mă, așa ceva, mă? Cum e posibil așa ceva? Că-mi bag pula! Bă, ia putolește-te, mă! Gata, a greșit, ce vrei, să iei capul? Bă, tu fii atent că toată ziua ai fost mai pe contre, da? Cum parcă ești cretin. Da? Tu vezi cum vorbești, da? Ce să fac? Vezi cum vorbești, mă? Nu-ți dai seama că putea să ne ia tot din mașină? Da, înțeles, mă, înțeles. Ce-a înțeles? Băi, i-a zis să încremenească acolo? Și tu să nu te mai ai așa la mine, Vito. Băi, băi, gata, mă, ies o dată de două ori, de șapte ori, gata. Bă, ce ai făcut? Gata. Gata, că-mi bag picioarele în el de București. Mă întorc cu trenul la Constanța. Dar du-te, mă, în pula mea la Constanța. Ovidule, e nebunit, mă? Păi nu suntem toți în același căcat? Hă? Cred că se merge mult mai mult spre realism, spre un alt tip de poveste. Așa, mă, vezi că poți, mă! Da, ține-mă, ține-mă! 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 Democrația lupește. Attendez. Moi, je vais nager. Et vous, vous regardez mon petit garçon. Ah, si, si. Yes, yes.
Cu tot demersul ăsta mă interesează să fiu cât mai aproape de realitate. Corneliu Porumboiu este cel mai important din punctul meu de vedere. Nu e neapărat o modă asta a filmelor despre comunism. Cred că ar fi cazul să încet, încet să abordăm și altfel de subiecte. Nu zic că e un drum închis, dar... Hannibal! Băi, să o colectez pe măta și pe tactul așa. Ai înțeles? Băi, ai înțeles sau nu? Da. Verifică pe mâine seară. Trebuie să facă nota de plată și dacă nu e, mă anunț. Da? Salut! Domnul Gabonu? Da. Dați și mie telefon. Poftim. Fii aici, știu cum facem. A? Anton vrea să-și vândă hârbul cu 2000. Așa și? Îl luăm noi. A, mă, da. Băi, nu se poate să nu-l dăm mâine, măcar cu 3,5. Te mai stu un pic la kilometraj și îi fac din vorbă instantaneu. Ne scoatem 1,5 ca popa. Radu Muntean și Cristian Mungiu s-au apropiat de modelul Puiu cu al doilea film. Scuzați, domnul Bebe? Știți că odată ce am dat drumul, nu e care de întors. Știți că e de pușcărie ce facem noi aici? Unișoara asta nu-i de joacă. Bă, ce pula mea, mă, tu crezi că mă prostești pe mine ca pe ultimul fraier? Alo, unde mergeți dumneavoastră? Știți-l pe altfel. Stai-te liniștită că o să fie totul bine. Nu te stăt aici numărul. Dacă e ceva, mă suni. Să nu uităm că am plecat la Cannes cu
titlurile din presă și acum să vorbim despre filmele care au cu adevărat șanse la Palme d'Or. Nu ne cota nimeni cu șansa asta. Radu Jude este undeva pe aceeași filieră. Arză-l pe cudascăl, cum mă necăjește, umblă să mă învețe, grecul păsărește. Arză-l pe cudascăl, cum mă necăjește, umblă să mă învețe, grecul păsărește. Tipo, 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 tipo. Și dintr-un nensufletit în sufletit. Ac ce foc pe mine, op ce supărare, să simt toată ziua, tot în gura mare. Ac ce foc pe mine, op ce supărare, să simt toată ziua, tot în gura mare. Tipotipis, tipotip, tipotipis, tipotip, tipotipis, tipotip, tipotipis, tipotip. Mai puțin se vor ceta muiere decât bărbații pentru greșalele ce vor face, de vreme ce muiere este mai proastă și mai lesne spre cădere, din păcate. Arză-l pe cudascăl, cum mă necăjește, umblă să mă învețe, grecul păsărește. Acte bucurie, chept în țară mie, îl văd pe câmpie, mi se arată mie. Căprioare, bugătoare, pe peliță zburătoare, că păsărele cântătoare, că mă chem la vânătoare. Există și excepții la acest tip de cinema, cum sunt eu, cum era Nemescu, într-o oarecare măsură și Porumboiu. Ai ajuns? Și? Ai reușit să scoți ceva de la ea? Ce agraf? Poate a pierdut-o prin parmă și e frică să recunoască. Ia dă-mi mie la telefon. Las-o dacă nu vrei. Flutură. De la ventilator. Nu mai rade unghiile. Ți le rost mai tare ca mine. Adrian Sitaru, el inovează foarte mult din punct de vedere tehnic, din punctul de vedere al abordării povestirii. Nu cred că ține doar de cinemaul românesc. Se poate vedea și la Caurismachi, Jarmusch sau alți regizori. Realismul pentru mine e și un pretext de a construi și lucruri care nu sunt reale, sunt inventate, sunt, unii spun, sunt magici. Am făcut al doilea scurtmetraj, Steja River și Irina, le-am gândit pentru România. Ia, zi-am cum le are, mă. N-ai tu treabă. Vreau să văd și eu. Ce faci acolo? Scriu numele noastre. Nu vreau să fie numele meu scris acolo. Rina, să mor după tine! Rina, vreau să fac dragoste cu tine! Și ce vrei? Nimic mai mult din ceea ce vrea și poștașul. Nu sunt băian, nu-i așa? A fost măcar un uriaș cu ochi albași. Rina! Ce faci? Oprește mașina! Mamă! Rina! Din ce-or fi făcut Lori? S-a mai spus de nu știu câte ori, nu cred că se poate vorbi despre un val pe care îl reunesc anumite criterii estetice sau artistice. Deci, pur și simplu, da, mai degrabă se poate vorbi despre o generație care s-a săturat de filmele care s-au făcut până la un moment dat, până în
inclusiv aproape până în 2000, de către regizori români mai în vârstă și care au fost cu unul sau cu ambele picioare în industria cinematografică dinainte de 89. Sorine. 20, 23, 38, 13 ve 34 numaralı telefonları çevirdiniz. Fakat şu anda evde kimse yoktur. Lütfen sinyalden sonra mesajınızı veya sizinle irtibat kurabileceğim bir numarayı bırakınız. Trage semnalul de alarmă, cine se simte responsabil, cine își dă demisia pentru această situație cine, și așa mai departe. Sunt băieți tineri care au confirmat deja cu scurtmetrajele, fie de facultate, fie unele care au câștigat concursul la CNC și speranțe sunt, adică în mod evident. Sunt și alte vremuri, au la cine să se uite, se întâmplă lucruri în jurul lor. Pe vremea mea era mai trist peisajul, se făcea 1-2 filme pe an și alea vai de capul lor. Lucrurile se schimbă în bine, evident, dar sincer, e nevoie de un pic mai mult ajutor din partea CNC-ului și a Ministerului Culturii și mai multă înțelegere a fenomenului care se întâmplă în momentul ăsta. Am impresia că un pic sunt detașați de realitate, știi? Că nu au dimensiunile exacte ale fenomenului. Pentru că la noi dictatura a avut un asemenea rol nefast, distrugând una după alta generațiile și valorile, s-a creat un teren gol în anii 90, încât a putut să izbucnească un nou val. Astfel, cum s-ar explica faptul, prin ce mister, tocmai România este acum pe valul cinematografic mondial, în timp ce polonezii, cehii, ungurii, de ce? Pentru că acolo au fost cineași valizi, Kieslowski, Vaida și așa mai departe, până în zilele noastre, Forman și așa mai departe, în timp ce la noi, excepția lui Pintilie. Dar totdeauna o excepție confirmă regula. N-a existat. Sper a crea de probleme la où il n'a pas. Nous sommes loin de la frontière. Ben, quand même, 600 km. Évidemment. Et on me disait que c'était un petit pays. Il est un petit pays, mais quand on se traîne avec 60 km à l'heure, faute d'autoroute, il devient grand. Il a disparu, nevasta. O mică altercație la despărțire. Dar sper că ai dat și matale. Soția mea a fost recrutată de o rețea de prostituție internațională. Sunt mai multe fete în situația ei. Ce mă? Ce mă, ai glume cu mine? Ține muzeu, ne tragem de șiretul? Ia-i voalea de aici! Te îngâții, mă, te stai și tragi cu ochianul. La muncă! Vreau să vorbesc cu soția mea. Vă rog să-i spune să coboare imediat. Doamne, nu că aș vrea să mă amestec, dar... Nu, spuneți-i că nu vreau să-l văd! Dora. Hăra! Hey. Ne calmăm imediat, da? Aici eu sunt șef. S-a înțeles?
A fost la un pas, Andrei. Păcat. Asta e opera lui Marion. Putoare! Doamna, deschide! Deschide, nu fi copilul, prostie! Deschide! Vă cerșea, calca? Băi, băi! Primele filme, filmele de debut ale acestor regizori, adică mă refer și la Cristi Puiu și la Cristian Nemescu și la Cristian Gungiu și la Corneliu Porumboiu, sunt foarte diferite, și la Radu Muntean și la Călin Neță, sunt foarte diferite. Sau mă lași pe mine să te caut când simt eu nevoia, sau deloc. Părinții se realizează prin copii, ca să știi și tu. Ție ți se pare normal să n-am acces în casa copilului meu? Eu când ți-am zis să faci de căunul n-ajunge. Acum aveai și tu de unde alege. Cheile de la casa mea. De 3 ani de când e cu individul ăsta. Îl dirigează și îl conduce cum vrea ea. Te fut în gură și pe tine. Vreau să stai liniștită și nu te panichezi. Am făcut un accident. Vă este familiară, sper, conjunctura incidentului. Cine a fost de vină? Acesta sunt eu. Acesta el. Și aici s-a produs impactul. Mă gândeam că poate împreună găsim o formulă. Dacă vă ocupați-vă voi până la capăt. Nu mă las cu bună ce-mi dați cu cealaltă. Faceți voi. Uneori trebuie să mai faci și tu. Dar nu, eu să știți că vreau să facă dreptate. Și mă duc până la Dumnezeu. Să-mi spuneți cât. Sper că realizați că sună foarte brutal. Ce vreau eu să mă lăsați în pace, să nu vă mai băgați, gata. Asta îmi pută pușcăria, uite de la mine. De asta ori îmi dați 80.000 de euro peste 2 săptămâni, sau dacă nu? Vreau cât mai trebuie să mă bucur cât mai mult de tine. Dă-te jos din mașină! Mă lași în cap! Dă-te jos din mașină! Eu îți jur, mi-am luat mâna de pe tine. Ce vă povestesc acum să rămân între noi două? Absolut. Sunteți sigură că vreți să auziți toate chestiile astea despre el? Nu e nicio diferență între tematica lui Cristian Mungiu din Occident și cea lui Radu Muntean din Furia, de exemplu. S-a întâmplat însă ca influența lui Cristi Puiu să fie copleșitoare pentru ceilalți și succesul filmelor Marfa și Banii și în special al Morții Domnului Lăzărescu să-i aducă pe toți într-un fel în aceeași rază stilistică, în aceeași zonă stilistică, aceea unui minimalist hiperrealist, ca să spun așa. S-a vorbit despre minimalism în filmul românesc. Eu cred că este o altă etichetă pentru sărăcie. Există sentimentul ăsta al unei lumi sumbre, dar e viziunea fiecăruia. Și, cum spuneam, sunt diferite filmele, chiar foarte diferite între ele. Tipul ăsta de povești petrecute într-o zi, cred că țin cumva de onestitatea față de subiect și onestitatea față de lume, până la urmă. Sunt filme care nu încearcă să trișeze. Știu că au fost discuții legate de unde se revendică acest nou val, care sunt rădăcinile. Eu, sincer, nu prea văd niște rădăcini foarte puternice în filmul românesc. Cred că, din păcate, venim dintr-o cinematografie cu extrem de puține repere. Cineva chiar a fost mai radical decât mine și a spus că de-abia dacă poți să aduni niște filme românești pe degetele a două mâini care să reziste unei judecăți critice peste ani. Miră pe mine cel mai tare este faptul că toți acești ani care au trecut de la invadarea țării de către Armata Roșie
românii s-au întrecut, nu, cineaștii s-au întrecut unul pe altul în tâmpenie și lipsă de talent. S-au făcut foarte multe filme total lipsite de conținut și pe fondul ăsta de lipsă de conținut, de filme proaste, au apărut câteva accidente fericite. Și alea sunt filmele pe care le știm cu toții, nu? Ne ducem la filmele românești, de unde cu 10 ani nu se întâmpla treaba asta. Deci cu siguranță e un nou tip de limbaj. Am avut o perioadă de 50 de ani în care nu s-au putut spune niște povești din perioada respectivă. După aia 90 au început să spună niște povești. But of course Romania suffered a long time from censorship. And then in 1989 there was some kind of liberation and freedom and you were allowed to make what you liked. But it took 16 years since the death of Mr. Ceaușescu to start to explore your roots and your past, etc. Ați văzut că au început ăștia să bage căldură în blocuri? Deci se poate. O să vedeți, mă, că în curând o să se dea carnea la liber. Vă spun eu, există în rezerve. De unde știi tu? Ce rezerve, mă? Să ia de la export și să dea carnea toată la oameni. Și ia să vezi cum ajunge. Nu, numai carne. Și untul, și blugi, și portocarele. Adevărul e că ar merge o friptură la gugonelele astea. Belele, Viola. Mi-a fugit un soldat. Cum așa? Am probleme cu stația, se tot întrerupe. Eu îți vorbeam, tu nu mă auzeai. Ce-a fi să stai jos, mă? Stai jos. Leagă-mă să nu mai miște. Ce aveți cu noi? De ce trageți în noi? Ce v-am făcut? Tovarăși, uitați. Sună acasă și vă lămuriți. Mama acasă, vă confirm aia. Nu sunt niciun terorist. Știi ce aș vrea? Eu aș vrea să stau acasă, să beau bere și să mă uit la voi doi cum vă luptați să apărați televiziune. Lolec și Bolec. Stați liniștite, domnule Chilpea, descurcare se descurcă. Se trage, dar băieții noștri stau ferm pe poziție. Să știți că înțeleg ce înseamnă să fii mamă, pentru că am și-o două fete. Mamă, să le spui că nu sunt terorist. Să le spui că sunt Costi. Să nu mai faci prostii de-asta, da? Pe vremea mea era, Adamo, ai venit și la Cerbul de Aur. Foarte frumos cânta și Nana Muscuri. Falco, vă place? Care? Ăla cu Gini, Quintly, Nor. Nu, Nana Muscuri, aia. Există o nouă generație de cineaști care și-a făcut loc în peisajul cinematografic românesc, care lucrează și nu lucrează numai ca regizori, ca autori de scenarii, lucrează ca producători, perforând, invadând niște zone care până acum erau rezervate altor personalități din lumea filmului, dar care nu au reușit să se plieze pe noile cerințe. Merită, vă vadă că sunt niște talente atât de mari și atât de nebunești, încât merită. E momentul, eu zic că e momentul, nu să ne lăsăm brațele jos și să nu mai ne batem. E momentul să ne batem, având valoarea aceasta și care e recunoscută în lumea întreagă. Mi se pare natural să înceapă să se abordeze subiectele astea. Nu e nevoie de așa ceva. Foarte multă vreme s-a eludat oarecum. Și dacă neapărat adevărul, cât prezentarea adevărului. Cred că este, da, cu adevărat un val și cred că valul în cinematografia românească este poate unul din cei mai important la acest început de secol 21, pentru că cinematografia mondială era puțin în căutarea unui suflu nou. Și, de exemplu, în Financial Times, care e totuși o publicație destul de serioasă în suplimentul lor cultural la sfârșit de an, jurnalistul avea aerul să spună: sunt numai două
noi valuri bine identificate. Actualmente este cel asiatic, dar care deja durează de un moment, și cel românesc. Și pentru mine asta era un semn foarte bun, pentru că înseamnă că era un diapazon internațional care măsura asta și nu venea numai dintr-o vedere europeană destul de redusă. Hai, hai o vizită! Știi cine mă caută? Nu știu, vedem, am fost. Știi cine mă caută? Da, mă, te caută, frate. A venit mama acasă. Vreau să mă ia cu ea în Italia. Te duci acasă? Stai liniștit. Ce faci, Bonipos, trebuie? 4 ani cât ai stat în pușcărie, ai fost bea cu minte. 9 zile cât mai stai aici, să nu mai greșești tu o virgulă. Lovește, sau ți-o frică că nu mai te eliberezi? Fii atent, dar acum și până te eliberezi, tu nu mai miști în fața mea, înțeles? Și acum vei tu și dai vântul după 8 ani de zile? Zi! Și vrei să le păsta? Păsta nu le nici iermă că-s sub cap, înțelegi? Nu, 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 ai înțeles? Să mergi și să mă însor cu fata aia, studenta aia cu buzele frumoase. Mie îmi place să mănânc și mă mor pizza. Fii spanceviță. Chișcane, ți-am dat nas și mi te-ai suit în cap. Lovește sau ți-o frică că nu mai te eliberezi? Ți-o frică că nu te mai eliberezi, nu? Te rog eu, nu fă prostii, că ne descurcăm noi, auzit? O mișcare care mai mulți oameni din aceeași generație, la același moment, că sunt prieteni sau nu, că se cunosc sau nu, filmează în același fel un anumit tip de subiecte și ajung la același rezultat. Deci așa se structurează, că este cea franceză sau cea cehă sau cea română, mecanismul e același. Deci da, cred că se poate vorbi de un nou val, da, cred că acest nou val are o mare importanță în istoria cinemaului mondial și după aceea că va dura, cât va dura, cum se va diversifica, în fond nu ne interesează așa de mult. Ce ne interesează este că a avut această extraordinară acuitate și că s-a manifestat într-un mod atât de structurat. Orice s-ar scrie despre un film, indiferent dacă e românesc sau străin, ba mai mult, cu atât mai mult dacă e românesc, oamenii care nu mai vor să se ducă la cinema, nu se vor mai duce. Românul și-a cam pierdut această educație, educația mersului la cinema de dragul artei. Sigur că există cinemaurile din mall-uri care sunt uneori chiar pline, dar cei mai mulți oameni care merg acolo, și e foarte normal, nu-i contrazic, nu sunt împotriva lor, e foarte normal să mergi la cinema în weekend, la mall, se întâmplă în toate țările civilizate chestia asta, dar cei mai mulți merg fără să știe sau să-și dorească un film anume. Merg pentru că e weekend și atunci mergem și mâncăm ceva și intrăm într-un magazin și ne cumpărăm o bluziță, un sutienaș, un ceva și mai intrăm la un film. Care e primul care începe? Ăla cu doi negri care se împușcă? L-am văzut. Și cu asta, basta. Deci noi, ei nu pornesc din a merge la cinema. Dar există actorii, există tehnicienii, cei care lucrează la filme și un nou val, aș zice, și de producători. Deci așteptăm toți un alt nou val care va fi foarte important, finanțarea. Trebuie ca finanțarea să fie la același nivel ca cel al talentelor. Chiar mă întreb că, pe de o parte, e teoria asta, cum că limbajul cinematografic ăsta auster, zic unii că ar fi cauzat de o lipsă de mijloace, de o lipsă de bani. Dar și a ne ocupa de a clădi, să zic, într-un fel, din nou, o industrie cinematografică pe care o au Statele Unite, Franța, Italia, care s-a prăbușit, care încearcă să se ridice, Spania, Germania. Eu cred că suntem la nivelul lor astăzi.
Cavalet et Stradivarius. Ils vont croire qu'ils ont inventé le violon. Allez, joue! Oui! O industrie de film, industrie înseamnă profit, înseamnă business. Multe alte lucruri, business. E foarte greu de a vorbi de cuvântul industrie. Sunt foarte puține țări unde este o industrie structurată. Și mai cred ceva, că rezultatele nu sunt legate de industrie. Dacă vă uitați în Belgia, seara unde eu predau, nu există industrie adevărată. Există autori izolați și au dat două palme d'or la practic 5 ani de distanță. Fenomenul nu e legat întotdeauna de ideea de industrie. Deci depinde cine alegem, dacă vrem elitismul sau industria. Ce fac prietenii UX? Sunt numărul 1, v-ați găsit jucă. Bobby Digital, ca de obicei pe XXL. Numai cu muzică frumoasă pentru toți băieții și mei, șampon și gras. De acum nu mai avem voie să mai scoatem filme sub această ștachetă. Peste da, dar sub nu. Important e să păstrăm ștacheta sus, standardul. Pentru că altfel România este o țară mică de care nu știe nimeni
o limbă care nu este de circulație și se va auzi tot de Dracula și de copii bolnavi de sida. Să fim sinceri cu noi, cu poveștile, să credem în filmele care le facem, pentru că e foarte simplu. În momentul când vrem să fim mai buni decât suntem, cred că o să apară o problemă. Ce faci, mă, alea? Sunt urzici cu alea, vrei să-ți o acoperi. Trebuie să strângem niște crengi dacă... Iubi! Ați revenit? Tot e ok? Da, da. Ce-am puțin? Nu vă aduceți aminte? Nu. Ce? Erați pe marginea șoselei și noi am oprit, v-am luat în mașină să... Și vroiam să vă ducem la spital, dar v-ați revenit. Probabil că ați leșinat din nou. Vă simțiți mai bine? Da, da. Am trecut prin pădure... Urzici. Noi luăm de aici, din pădure. Urzici sunt foarte bune. Haideți să vă duc la mașină. E foarte aproape. Pardon. Lăsați-mă. Mergem să vedem cum e apa? Vrei scola? Da. Ești și tu? Unde? Să vedem cum e apa. Mai târziu. Că și mie îmi place ce fac. Ajungi și care chestia asta cu plăcutul? Nici nu există chestia asta cu plăcutul, știi? De ce? Și de ce? Pentru că nouă oamenilor nu ne place să facem nimic. Știi ce? Nu, că ne place. Ne place să le nevim. Ne place să le nevim, să zacem. Toată ziua să zacem, ca niște maimuțe, asta facem noi. Dacă mergi tu acum cu autobuzul, 5 minute. Ce faci? Te așezi jos? Te așezi. Nu, că noi nu rezistăm. 5 minute, 10 minute, un sfert de oră, nu putem. Nu, trebuie să stăm jos, dăm babele la o parte, pe cum? Și care e chestia? Noi ne place să dormim, știi? Să stăm în pat toată ziua, o viață întreagă, dacă putem, să stăm numai în pat. Numai în pat. Și dacă nu găsim un pat, știi ce facem dacă nu găsim un pat? Stăm pe scaun. A țipi pe scaun. La servici ne-a țipești un pic pe scaun. Haide! Asta e! Dar uite că ești nu sunt scaune. Păi ce facem noi acum? Zacem în cur. Zacem în cur. Da. Asta tu la televizor ai văzut-o? Haide, nu fi rău. Ce nu e așa cum zic eu? Așa o fi dacă zici tu. Credeți că noua generație de regizori și de actori va progresa, se va dezvolta, vor urma alte premii sau va stagna așa, se va pierde? Asta nu pot să spun, nu pot să citesc în viitor. Ce pot să spun este că această nouă generație are nevoie să fie susținută acum, altfel se va pierde. Ce ne poți spune despre ceea ce presa numește nou val în cinematografia românească? Foarte bună întrebare. Foarte bună, pentru că în general suntem întrebați ce credem noi și ce părere avem noi despre noul val. Pe când presa are cu totul altă opinie față de ce avem noi. Ei consideră că ultimii, 4-5 regizori de la Puiu încoace reprezintă noul val și că toți suntem așa un grup mare, oameni foarte talentați și că toți mergem așa într-un grup. Ei bine, nu. Da, e ok, e bine pentru presă, pentru ziare să scrie noul val. Într-adevăr, se întâmplă un eveniment acum. E o mișcare, dar fiecare este individual. Ce faci, prințesă? Fifi, ce faci, Aci? N-a fost vorba când mă mai vedem? Stai, m-am crezut că glumești, că faci figuri, că pui mei. Am mă, pisică, am fost clară. Gata, s-a terminat. Es finito, comprende? Și nu spui și mie ce s-a întâmplat, mă, că... Ha? Nimic. Asta e și ideea. Să prezentați și mie actorii la control. Păi nu înțelegeți. Este transport militar și avem aprobare de sus, de la guvern. Nu. Mata nu înțelegi.
Eu am un regulament. Fără acte în regulă nu poți să te lasă treci. Is there a problem here? De ce întreabă dacă este vreo problemă? I need to see custom and transportation papers. This is a NATO military transport, sir. This has been organized and authorized by your government. Any documentation be in your possession, sir. You have international transport from America? That is correct, sir. And where are you now? I'm in Romania, I guess. So, according to the Romanian transportation laws, you need to have custom papers. The humor, wouldn't you say that? You fucked up my punchline. Absolutely. That too. Hello, my dear. Whoa. Hello. Se caută ceva tot timpul. Are, hai să nu cădem așa într-o frivolitate, dăm cu zar, dăm cu bani, care să fie, ce o să se mai întâmple. Nominalizările sunt foarte importante. Sigur, Palmdor este cea mai importantă distinție, fără îndoială și se cuvine să ne bucurăm, să ne bântuie. Toate emoțiile și toate frisoanele legate de acest premiu se întâmplă să fie și în Hibii, să... De ce n-a fost să fie și la mine? Da, da, dincolo că ne plângem că nu e aia, că presa e bântuită de tot felul de denunțuri, ca să zic așa, din toate părțile. Se întâmplă tot felul de cataclisme, ne ocupăm foarte multe din energie. Vorbesc de generațiile astea noastre mai mature, denunțiativ, discursuri, vituperări. Sunt oameni ce vor să se organizeze, ce și iau destinul în mâini și o fac. Am încercat să fac un film cât mai onest. Am încercat să-l duc la Cannes, admit. Cariera publică a filmului a umbrit un pic ce avea filmul de povestit și toată lumea a fost mai degrabă conectată acasă la ce alte premii mai ia filmul, nu neapărat la ce avea el de zis. Și nu mi-a părut neapărat bine. Îmi pare bine că filmul a luat atâta multe premii, cât niște premii importante. Dar până la urmă, cel mai important lucru e să fii atent la ce povestește filmul. Și cel mai satisfăcut până la urmă sunt de faptul că stai 2 ore și urmărești chestia asta și sunt foarte mulți oameni care după aia au senzația că au văzut ceva integru și ceva important. Yes, but of course the Palme d'Or for 4 months, 3 weeks and 2 days was a very essential to get Romanian cinema popular in the West. I was said that we would not be sitting here if it wasn't for the Palme d'Or. You would be not interviewing me because there would be no one from the West here to talk about Romanian cinema. So it's very important that you get a prize, which is sad in a way, because people cannot find value or quality in a film without the kind of label like the Palme d'Or. But, you know, unlike the Oscars, which don't give the best films the Oscars, the Cannes Film Festival, the Berlin, Venice, do give prizes to films of value. So it's no good if people say, oh, it won the Palme d'Or, it cannot be good. Because that year, the jury knew about cinema. They didn't give prizes to so many big names. It was a real discovery, which is very rare in cinema, that you discover somebody new. More and more, there are fewer and fewer interesting directors' films. It is the older ones and the past, because I'm quite old, I can even remember the other new waves, like the French New Wave. Și e formidabil. Nu stau să se plângă că nu e aia, că da, nu e aia, e și corupție, și delăsare, și indolență, și tot ce vreți, și dincolo de asta am ceva de spus, voi spune. În afară de proiectul ăsta pe care tocmai îl termin, bucățica mea de film, sper să mă adun și să mă apuc de lungmetraje. Între timp, poate că mai fac unul sau două scurtmetraje ca să mă mențin în... Și documentar? Am mai lucrat la diverse documentare, unul dintre ele pentru Mar Român,
Am făcut eu documentarul despre Nadia Comăneci și mai lucrez pentru televiziunea germană, mai... Da, chestii din astea. Cât un sport din când în când. De natasiunul 98, am dat odată la regie, n-am intrat și am intrat a doua oară. Până în 2003 am studiat regie. Am trecut, am fost o clasă așa mai... în bătaia vântului. Familia mea a fost o familie de cineaști. Noi am terminat operatorie și în paralel, lucrând la filme de ficțiune, am început să fac filme, să spun mai degrabă, experimentale și de video art, așa, la începutul anilor 90. Am lucrat cu Radu Igoșa, cu Geta Brătescu și la un moment dat încolo subiectele au devenit... au început să precumpănească față de zona asta de experiment vizual și am făcut documentar, mă rog, într-o formă mai mult sau mai puțin liberă, așa, aproape de ficțiune sau de... Sunt ascunse comorile istoriei filmului din România. Nimeni nu vrea să le vadă astăzi, dar în anii 50 nu aveai de ales. Trebuia să te distrezi cu filme sovietice de război, filme despre lupta eroică a ilegaliștilor, despre clasa muncitoare și efortul ei în construirea socialismului. Printre toate acestea însă, iată un film care iese din rând. Reconstituirea, realizat în 1959. Un film cu gangster produs într-o țară unde asemenea filme erau de obicei interzise sau erau proiectate numai pentru a demonstra inevitabila decadență a capitalismului. Dar filmul spune povestea unui jaf bancar săvârșit într-o țară comunistă, Republica Populară Română. Și pe deasupra este bazat pe un caz real, un caz care nu a fost niciodată adus la lumină. Eu n-am impus niciun gen, epopee am făcut o singură dată când mi-am permis să fac, acum, cu resturile de cere. În rest, filmele mele n-au fost nici minimaliste, nici maximaliste. Au fost povesti spuse, în general, cu câți bani am avut la dispoziție, încercând să par ca filmele să arate mai bogate decât sunt ele în fapt. Și asta s-a întâmplat nu pentru că m-aș fi opus... unui minimalist care pe vremea când făceam eu film nici nu exista, ca să spun așa. Asturia, fenomenul. Deci nu-i nicio problemă. Ce problemă să fie? Credeam că ai vreo problemă. Eu n-am nicio problemă, tu ai vreo problemă? Nici eu n-am nicio problemă. Deci nu avem probleme. Perfect, păi să nici n-avem. Hai, pa! Și... Bilete la teatru! Cine vrea bilete la teatru? Haideți că oricum e obligatoriu. Cine e casierul clasei? Nu știți ce teatru e? E? Nu te pomenești că ai și pretenții acum. E un teatru serios, Piteștiu, Ploieștiu, nu mai țin minte. Oricum stă o săptămână în oraș, e rușine să nu mergeți. Eu am scutire la sport, merge și la teatru? Poate vrei să te scutim definitiv din liceul ăsta mânzatul. Haideți pe rând fiecare cu câte 10 lei. Rapid! Voi recita din repertoriul de concurs poezia Actorii, de Marin Sorescu. Cei mai dezinvolți, actorii, cu mânecile suflecate, cum știu ei să ne trăiască? N-am văzut niciodată un sărut mai perfect ca al actorilor în actul 3, când încep sentimentele să se clarifice. Ce facem lângă drumul? Stai, mă, să termine linia asta. 4-4. Cum e sala? Călduță. Hai să fugim la fane gongul. Dar n-am cu ce să bag gongul. Dați-mă ceva să bag gongul. Un pic ce bun? Amânea fane, ce să o mai lungim. Dă cu capul în el. Foarte nostim. Dă, domne, cu capul în el. Ce-o fi rușine. E să fiu al dracu.
dacă nu dau cu capul un gong. Ia zi, bă, sculă, cine era artista? Una. Nu că eu îl bap ăsta. Mai face și mișto. Cică una de parcă care avea 10. Hai mă, Horace, serios acum, e fost ta colegă de bancă sau ce? Dar ce aveți, bă, nehaliților? Lăsați omul în pace, e prietena lui. Gata, v-ați liniștit? Orațiu, fără mișto, e prietena ta din București? Dar de ce te interesează? Pentru că mi-ar prinde bine și mie o adresă când vin în capitală. E de aici din oraș, ne-a cunoscut în boire, nu? Ce spui, Franța? Ai agățat-o pe stradă. Ți-ai tras uniforma și ai ieșit pe strase, a? Ce să vă fac? Când voi vă înghesuiați să plecați acasă, eu preferam o boire în oraș. Preferai pe dracu. N-am mai plecat acasă că te-ai făcut de raha la trageri și ți-ai spart și ochelarii cu arba. Și n-ai să plăniți săptămâna viitoare că abia te-au scos de la bulău, așa că nu te mai dai rotund. Zi mai bine dacă te-ai culcat cu ea. Ce mă, ți-e rușine de colegii tăi? Zi mă, i-ai pus-o sau nu i-ai pus-o? Ăsta mă, poate cu creionul. Terminați mă, ce sunteți obsedați? Am discutat problema. Ați discutat-o? La ce am lucrat, o parte dintre ele mi-am scris scenariile, o parte au fost scrise de alții. Nu am orgoliu ăsta sau, nu știu, nevoia asta de a-mi scrie singur scenariile. Simt așa lipsa unor scenarii pe piață și nevoia de a scrie. Pe de altă parte îmi și place să scriu, dar asta nu înseamnă că cred că e o necesitate ca revizorul să scrie scenariile. Mi se pare foarte profesionist să lucrezi pe scenariile altora. Tot fi mult ceasul. Cred că au pus deja jandarmi după noi. Gata, mă, hai să ne tirăm! Și cu ăștia doi ce facem? Îi judecăm! Cum te cheamă? Eu am născut aici, am trăit aici primii 15 ani. Și poveștile pe care le-am scris erau legate de România. Eram natural, m-au adus aici, înapoi. Primul meu lungmetraj care discută despre o perioadă mai puțin cunoscută a istoriei noastre recente. E vorba de lupta de rezistență, lupta armată din munții României, dintre anii 1947 și 1962. Partizanii.
sunt tineri care ies de la IATC sau care vin din alte zone, care fac documentar fără să fie neapărat în circuitul ăsta CNC TVR, dar reușesc să fac. Și nu știu dacă lucrurile pot să țină în România atâta vreme cât majoritatea filmelor, nu știu, mai mult ca sigur filmul Mungiu și-a acoperit cheltuielile, dar de obicei filmul românesc nu și-a acoperit cheltuielile. Și atunci e foarte greu dacă... și nici dacă se poate asta. Nu pricep foarte mult în domeniul producției. Defectul regizorilor care sunt și producători, dacă vreți, cred că e acela că nu vor putea niciodată să facă abstracție de formația lor primordială și să nu intervină cumva și artistic în producțiile lor. Am făcut un master în afară, în Spania, am lucrat un pic în televiziune în Madrid, am învățat cam ce înseamnă audiovizual, ce înseamnă televiziune, ce înseamnă film. Trebuie să ai și noțiuni de juridice, de drept, de finanțe, de marketing, de foarte multe lucruri. Adică trebuie foarte mare pragmatism. Instituțional, fără climat, cinematograful este un art, o artă foarte dependentă de climat, nu numai de economie și de bani, ci și de atmosferă. Toate școlile, neorealismul, noul francez, nou film german, absolut toate au fost produse dintr-o anumită simbioză a spiritului critic cu creativitatea realizatorilor. Nu există mecanismele astea normale de finanțare, cum ar fi MG-urile distribuitorilor, televiziunea nu prea se implică. Cred că atâta timp cât am stat la televiziune între 2005-2007 a fost poate singura perioadă în care s-a reușit să se face un soi de punte între televiziunea publică și cinematografie. Îmi asum acest merit, nu cred că am de ce să mi-l reproșez. Unii acum din televiziune cred că nu sunt foarte fericiți de lucrul ăsta, pentru că cred că a fost prima dată când, într-adevăr, televiziunea publică a sprijinit consistent financiar producția de film național. Și ăsta e un lucru care se întâmplă în toate țările europene, e un lucru prevăzut în acquis-ul comunitar, în legislația europeană, deci nu cred că România trebuie să facă rabat. Soluția este să te prezinți în festivaluri, să câștigi premii și după aia să vorbești cu producători, coproducători din Franța, Germania, care ei la rândul lor o să strângă finanțare în țările lor. Păi e greu în primul rând să obții finanțare. E greu să câștigi concursul CNC, mai ales că nu depinde strict de tine. Încă, na, cum îți spuneam, regulile sunt destul de stufoase, modalitățile în care se alege juriu, competența membrilor juriului, mai e foarte mult de lucru. Această absurdă secretizare a proiectelor e o regulă strict românească, așa, specifică, în care ne furăm căciula unul altuia. Deci sunt multe lucruri de rezolvat. Deci e foarte greu să obții bani de aici, foarte greu să convingi investitori particulari să-ți dea bani. E destul de complicat. Nici afară nu e mai simplu. E un drum destul de complicat de la primele contacte care se stabilesc în jurul sinopsisului până la momentul în care primești cu adevărat banii. Nu e simplu să faci rost de bani. După ce ai făcut rost de bani, sigur, lucrurile se simplifică, depinde în mare măsură de tine și de restul echipei, de felul în care știi să te alegi, felul în care știi să alegi distribuția și felul în care știi să-ți conduci povestea de la scenariu la montajul final. Am stat pe Urdache la pescărie și am ieșit să-mi niște țigări. Păi n-am ce să-ți fac dacă sunt de pe numere necunoscute. Să-mi dai că vreau să-i mai zic ceva. Băi, trebuie să sunt de pe numărul de Suedia, mă, că vedeam prefixul și răspundem. Hai. Zice să ne vedem diseară. Păi așa zic și eu. Mai stați, nu? Da. Întrebarea e unde? Unde să ne vedem, Iordache? Și toți diseară să mâncăm ceva asta? Da. Și că să veniți acum la pescărie. Acum vreau să mergem în cameră. Dar putem să ne vedem după aia. Pe mine n-am uitat. Nu face nicio plăcere.
Astăzi seară nimeni să nu doarmă, până la ziua toți să ne distrăm. Ospătarii în pahar să toarne și cu lăutarii să cântăm. Astăzi seară-n dans ne strângem brațe, o fată frumoasă nu-i păcat. Seara asta le rugăm pe soațe să se facă că n-au observat. Ține pe două, ține pe si, ține pe la mândruța mea, ține pe mi, ține pe re, ține-o într-o petrecere. Zum, 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 zum. Bine așa, da? E bine. Hai, dă-i copila că pierdem vremea. Adre. Da, mamă, ce s-a întâmplat? Din păcate îți fac puține comedii bune. Asta ne-ar trebui. O comedie bună, o comedie gen Menzel, o comedie gen cu Sturița. N-avem încă, poate, autorul. Dar poate acum termină școală. Cât din legătura cu România e importantă, a fost importantă, atunci când filmele astea au ieșit în afară și au avut rezultatele pe care le-au avut, mă întreb, pe de altă parte, dacă cineva face o poveste de dragoste foarte simplă și valabilă, simplă poate nu, dar o poveste care să se poate întâmpla în România sau în Franța sau în Cehia sau în oricare parte a lumii. Le ia tata mașină. Alții frate se descurcă și ei cum pot. De mici, pe stradă, la cules, oricum mai bine decât acasă. Ce, nu te interesează pe tine asta, a? Vezi că ai stop aici. Oprește! Oprește până stă roata! Oprește! Băi, vine un coace că te... Băi! Băi! Hai mă, băi, ce? Băi! Nu pune mâna pe uite, mine. Uite, fii atent, stai așa. Nu pune mâna. Uite, ia geanta înapoi, ia-o. Lasă-mă în pace. Băi, ce, na, uite, ia și mobilul, na, uite, ia și mobilul. Haide, ia-l. Da, lasă-mă, Doamne, în pace, lasă-mă în pace. Dar ce vrei, frate, să ți le dau pe toate înapoi? Mai bine îți găsești alta, frate, că... Toate vor același lucru. Dă și mie 10.000 să-mi iau și uite, bă, de aici. Hai, bă! Uite, plătește tu. Imediat vă dau și vă mulțumesc. Popa 4, vă rog, mă iertați. Doamne, n-am două guri, nu vedeți că vorbesc un client? Vă rog frumos să treceți la coadă. Da, vă rog, e frumos că mă grăbesc. Nu, vă rog, să grăbește. Ori treceți la coadă, ori nu vă servesc. Nu, domne, să treci la coadă. Compa 5 imediat. 520. Hai că până arabă, să nu te miști tare, da? Băi, dă-mă drum, băi! Încet! Ușor! Ce faci, mă? Băi, dă-mi drumul, mă! Trebuie să te miști ușor. Mai fel o să vină paznic. Băi, dă-mă! Hai, pa, pusi! E bine că se întâmplă așa și e bine că sunt mai multe voci, chiar dacă filmele, dintr-un anume punct de vedere, poate că se aseamănă, sunt totuși diferite și asta cred că e un mare plus. Între ceea ce se numește mainstream, adică filmul pentru marele public, și filmul de festival, există un zid al Berlinului, o cortină de fier. Și dacă îndrăznești să nu te plasezi clar într-una din tabere, ești în no man's land. Cam asta se întâmplă cu mine sau cu filmul pe care îl fac, pentru că el e considerat în cadrul festivalurilor prea puțin fragil pentru a trebui să fie ajutat. Festivalurile au
o tentă paternalistă. Ele iau din iarbă ființe fragile, puțin probabil a fi culese de altcineva, greu acceptabile de către marele public, și pun pe ele o hăinuță, două, trei, în așa fel încât până la urmă se poată fi servite într-un ambalaj atractiv pentru marele public. Nu cred că este un în curent, să zicem, coerent în mod artificial, adică nu cred că, normal, nu există reguli care să fie aplicate, pur și simplu fiecare regizor și-a făcut treaba lui și au fost alte condiții care au făcut eventual ca filmele să semene și să fie coerente într-un anumit fel stilistic. Condiții care țin de, mă rog, de o anumită vârstă a regizorilor, de o anumită apartenență la, nu știu, majoritatea făcând aceeași școală, lucrând cumva cu aceiași oameni într-un anumit fel. Noi avem tentația să credem că avem un trecut extrem de puternic și de important în spate, dar cred că dacă încercăm să fim mai obiectivi sau dacă cineva de afară ne-ar pune oglindă, ai vedea că nu prea suntem cunoscuți și școala noastră de film nu se poate compara cu școala cehă, cu școala poloneză. Suntem mult în urmă, nu suntem un popor care să fie obișnuit cu povestirea prin imagini, nu suntem un popor vizual, din păcate. Dacă dăm așa puțin filmul înapoi, cred că aici e și o mare problemă care ajunge să se răsfrângă și asupra copiilor care învață film, asupra modului în care se face educație strict pe tema asta. Deci cred că filmele acestea noi rup un pic tradiția și poate e un nou început. Nu e prima dată când se întâmplă așa ceva în lume, adică nu pot să spun că e neapărat o inovație, dar în orice caz lucrurile pe care le aduc noi, poveștile și stilurile regizorilor români de astăzi, sunt pe placul meu și, mă rog, nu pe placul meu, îmi închipui că și pe placul spectatorilor. Filmele bune nu s-au făcut niciodată pentru spectatori. Dar niciodată nu s-au făcut pentru spectatori. Primul spectator a fost autorul. Că el este regizor sau regizor-scenarist sau regizor și scenarist sau regizor-scenarist, operator și actor și sunetist, etc. Monteur și toți oamenii care sunt implicați în actul ăsta de creație. Ei sunt primii spectatori și spectatorii cei mai importanți. Așa cum atunci când spui o poveste sau un banc, există un anumit cercul de prieteni care apreciază povestea ta, așa e și cu publicul. Eu sunt președintele și pot să vă dau un cec! Și ce le dai? Încă o oră de televiziune! Desele! Cu mine! Nu! Desele! Da, eu sunt președinte, nu da! De Ceaușescu. Propune scuderea tovarășei Eva Matei din organizația de OTC ale celui nostru. Cine este pentru? Au mai venit la noi în trimestrul ăsta câțiva elevi. Asta să vă fie clar. Ajungem în Italia. Trecem la Sârb și apoi ajungem în Italia. Trăiască Republica Socialistă România. Îi rup mâna, bă, băi, te stai în cer! Trage, bă! Trage, bă, Iisus! Trage, bă, Iisus! Deocamdată facem filme într-o țară în care nu mai e nimeni chef să le vadă și e foarte trist. Nu e nici drept, nici nedrept, e doar trist. Și e bine să încercăm să facem ceva pe tema asta atât cât poate fi făcut. Și mai sigur ar fi bine să ne organizăm mai bine, dar nu suntem, cred, în mod special prost organizați în cinematografie. Noi suntem prost organizați în general. Și ți s-au dat aia banii? Nu, dar două, trei săptămâni se rezolvă sigură, să vezi. Două, trei săptămâni. Durează deja de două luni chestia asta.
Nu înțeleg ce te costă, te duci frumos și dai interviu. A vorbit asta directora de la noi, pomul de acolo, și o să se rezolvi, o să fie înțelegător, ai să ce vezi. Ce înțelegător, mă întreabă ăla, vrei să facem publicitar? Zic da, dar știi ce e aia? Păi și eu ce să zic? Păi nu știu, dar m-ar interesa. Să zică el, dar măcar o să-ți dea bani. Nu vrei să ne mutăm la de aici? Ce-au făcut ăștia, mă? Ia stai un pic aici. Morți. Auzi, mă? Cum îți permiți, mă, să-mi scos lucrurile afară din casă, fără camă, ca să mă anunți? Zi, mă, ți-a dat toată șpagă să-l bagi în locul meu? Auzi, mă, cum vorbești tu cu fratele meu, mă? Brenea, Emile, ia vină în cameră. Ce faci, mă, înjuri tu-ți gura, mătii, de nenorocit, că dacă vin după tine acum, lasă-l, Brenea, Emile, lasă-l. Cum să-ți explic? Primul lucru pe care trebuie să-l înveți în publicitate este că nu numai omul are suflet, ci și obiectul, produsul. Și dacă o să-l iubească, o să-l cumpere. Înțelegi? Stai, mă, puțin. Ție nu ți-e rușine să te mai arăți pe aici după tot ce ai făcut? Și să-mi dai înapoi caietul cu poezii. Stai, mă, că eu sunt prima zi aici. Adică eu îl înlocuiesc pe băiatul care a plecat. Eu sunt Luci. Mihaela... Nu e Vasile, e băiatul cel nou, Luci. Sau, de exemplu, Emilia, care aici n-avea nici liceu. S-a măritat cu un străin și o duce foarte bine. Stă acasă, are grijă de copii, o scoate la sâmbătă în oraș. Ce să zic, mamă, să întâlnesc așa cu străini? Poate al doilea. Care? Ăsta? Nu, pe rândul de sus. Da. Și el e un domn distins, e din Cipru, 35 de ani, marinar. Marinar? Da, un doctor sau așa ceva. Ăla nu că e urât, ăla nu că e marinar, nu se poate așa. Mai bine recomandați-mi dumneavoastră pe cineva. Ce să vă recomand, doamnă? Noi avem niște domni veniți în oraș și... So, you know Placido? Me, I'm a writer, poet. Nadia, famous Romanian girl. For me, be famous, very good. Money for me, not important. See, for me, me, no money. Filmele celor de care vorbeam, această nouă generație, nu sunt totuși pentru marele public. Faptul că Mungiu a depășit 70.000 de spectatori este îmbucurător, dar să nu uităm faptul că a beneficiat de două aturi, sau mă rog, primul este un atu, și anume Pandoru de la Cannes, cu toată reclama care a însoțit acest premiu, și doi... Un lucru care ține mai degrabă de pionierat cinematografic, să te duci cu filmul într-o caravană, să-l arăți lor din orășele cele mai mici. Da, asta arată nivelul la care suntem. Credeți că filmul românesc e mai apreciat în străinătate decât în România? Da, s-ar putea. După premiile pe care le-am luat și valurile pe care le-am făcut în străinătate și... cinematografele goale de aici, cam așa se pare. Da, așa de aceea vă întreb. Da. Și de ce credeți că străinii apreciază mai mult un film românesc decât noi românii înșine? Cred că românii poate nu vor să vadă realitatea care o trăiesc și care au trăit-o. Multe filme vorbesc despre trecut, despre perioada foarte grea care... Probabil că oamenii vor să uite, vor să scape în alte povești, în alte circunstanțe. Pe când în străinătate oamenii sunt mult mai atenți și interesați de ceea ce s-a întâmplat, fiind o perioadă foarte închisă. Probabil că dacă ar exista și un Oscar în cinematograful românesc, publicul ar fi exponențial mai mare. Marile filme nu au fost făcute pentru public. Publicul vine după.
Și cred că marele respect, cel mai mare, cum să spun, expresia respectului în situația asta, dacă vorbim despre relația regizor-spectator, singurul fel în care regizorul își poate exprima dragostea pentru spectator, pentru publicul său, regizorul, scenaristul, etc., este în felul ăsta, nu? Să nu-l ia în calcul. Adică, practic, deocamdată, aș spune că dacă avem, am înțeles, în jur de 30 de săli, avem exact publicul care să încapă în aceste săli. Dacă am produce mai mult, nu știu unde s-ar putea vedea aceste filme. E pe tablă, ce spune Cristi? Conștiința e ceva ce pe mine e acel lucru care mă oprește să fac ceva rău. Cum adică rău? Ce-aș regreta după. Te refuză unul, te acceptă altul. Deci filmul se face. Nici Elveția nu face foarte multe filme, nici Austria nu face foarte multe filme, nici Norvegia nu face foarte multe filme și nici Irlanda nu face foarte multe filme. Drept care, dar sunt țări respectabile cu o cultură respectabilă. Deci nu avem de ce să ne întristăm, nu avem de ce să bocim că nu facem filme câte se fac la Bollywood sau la Hollywood. E alta experiența vizionării unui film într-o sală de cinema cu cea pe care o ai atunci când vezi acasă un film. Dar eu încerc să fac filme, după aceea ce se întâmplă cu filmele mele, sper să nu rămână nevăzute. În rest... Din multe puncte de vedere, într-adevăr, nu merită să mai faci film atâta vreme cât filmul tău va avea, în mod obligatoriu, un destin limitat. Pe de altă parte, Orson Welles spunea că cea mai mare vulgaritate posibilă să lucrezi pentru posteritate. Dacă lucrezi pentru tine, dacă îți place ceea ce faci, dacă te scoli dimineața excitat de a gândi sau de a face film și lucrul ăsta îți umple orele, atunci e în regulă și nu contează până la urmă în câte sute sau mii de săli îți va rula filmul. Există trei meserii de bază pe lume: bogăția, sărăcia și sexul. Într-un București populat de câini vagabonzi, de mașini de lux, de pomanagii, de fete frumoase și de talk show-uri TV, un modest profesor de liceu trăiește o viață dublă, prinț și cerșetor. Până unde poate merge cu minciuna, fără să se dea de gol? Măcar lasă-mă să te conduc cu mașina, te rog! Ești sigur că e a ta? Ce are de zis soția lui? De ce am de găsit și? Atunci când ea însă își ascunde un secret. Păriți că habar n-ai ce e o femeie care știe meseria. Și cine mânuiește totul din umbră? Ok. După Pericolosul Sport Jersey și Asphalt and Go, o nouă comedie semnată Nae Caranfil, într-o producție Domino Film și Media Pro Pictures. Mircea Diaconu. Dacă trebuie să fii full de bani, ar trebui. Gheorghe Dinică. Toată perspicacitate mă emoționează. Mara Nicolescu. Obține niciun leu. Viorica Vodă. Să cu cine vreau, te supără? Și Florin Călinescu. Cine era domnul Iosusei? Filantropica, un film de Nae Caranfil. Băi! Well, it's something marvelous that's happened. Every cinema goes like every cinema goes in waves like this. They have their ups and their downs. This, you know, at one period it'll be the Iranian cinema is great, the Mexican cinema is great, and just for the moment, the whole world looks at Romania and says Romania has this wonderful cinema, and this is something marvelous. I think one thing is not to call it a new wave, because a new wave somehow sounds rather ephemeral and. New wave is very good for publicity, you know, it's very attractive at festivals and things. Oh, we have a film for the Romanian new wave. And so it's good for publicity. At home, I think you shouldn't think of it as a new wave, but say, we have a strong cinema. Se va opri. Nu știu dacă peste 3, nu știu dacă peste 6 ani, poate vom avea ca în Biblie 7 ani, a fi grozav. Dar se va opri. Dar momentul rămâne. Nu mai în istoria cinematografiei românești, asta e important. Rămâne nu mai în istoria cinematografiei, ci în istoria cinematografiei universală. Însemnăm ceva. Vom dovedi ceva.
Și în primul rând cred că poveștile sunt mult mai interesante și mai bune și mai actualizate, să spunem, în contextul actual. Pe de altă parte, cred că e și o chestiune de gust și lumea ne place, poate și o chestiune de modă, cum a fost cinemaul iranian. Probabil pe unii dintre ei chiar i-a violentat acest mod de a face cinema, foarte, foarte dur, fără menajamente. Nu știu, aici este o problemă de, până la urmă, de cantitate, spuneam că nu se poate vorbi despre industrie, se face încă film în regim de gherilă, iar publicul, pentru ca să vorbim într-adevăr de un public așa cum există în celelalte țări, a trebuit să fie supus unui tir repetat al acestei industrie, ori nu se întâmplă acest lucru. Noi avem aceste excepții fericite pe care le-ați amintit, dar nu avem, practic, fiind de gen, nu ar trebui să avem, nu știu, oameni care să facă de la comedii până la, de ce nu, musical-uri. Nu avem așa ceva, deci, practic, nu suntem încă sănătoși din punct de vedere cinematografic. Suntem într-un regim al excepțiilor, al accidentelor fericite. Merită să faci film, până la urmă, cum să spun. Chiar dacă lumea nu mai merge la cinematograf, până la urmă filmul ajunge la televiziune, filmul circulă pe net, se vinde sub formă de DVD sau mai știu eu ce, ce alt suport, și până la urmă măcar 1,2 milioane de oameni văd filmul. Și asta e deja important. N-ai ce face, trebuie să te supui realității în jurul tău. Altfel, sigur că merită. Din punctul meu de vedere, merită. Cred că mai am lucruri de spus și există totodată un circuit al filmului în străinătate, un circuit european și în afara Europei. Și de ce nu? Și asta e aproape la fel de important. Interesting filmmakers, Hanju, Montean, Porumboyu, you know, all working at the same time, making very interesting films, having very distinctive styles. I mean, I think that what makes it interesting is that all of these films are different from each other. Some take place in the past, some take place in the present, some are comedies, some are tragedies. You know, there's no, you know, you can't say that the way there were certain cliches about the Iranian films, they were all about children, or they were all had a self-reflexive element. It's much harder, I think, to put your finger on any specific things about the new Romanian films. You could say, some people say, well, they're minimalistic, but then you have a film like California Dreamin' that isn't really very minimalistic at all. It's actually quite flamboyant and lively and full of almost Kusturica-like. Cinema acum promovează România foarte, foarte bine. E, cum să spun, existăm în multe țări, din Comunitatea Europeană sau din alte, din America, prin cinema. Recunoști pe vreunul dintre ei? Nu. E sigură? Da. Ai încredere în ea? Da. Ai încredere în ea sau vrei să o vezi plecat? Vreau să o vezi plecat. Da, să mai vorbesc? Da, mă. Ai de asta? Nu, nu știu, frate. E frumos acum s-ar putea supa aici, mă? Fii de ăștia pe ăștia departe. Hai să zicem mai bine cum sunt ăștia. Ce îndoșa? Prieten. Drăguț. Ai avut o altă și mai drăguță și pe alea nu să vezi. Ce-i cu tine? Nu, e serios. Îmi place mult fata. O recunoști? Nu știu ce. Uneori parcă intră așa ceva rău în tine, nu știu, parcă ești nebun. În orice lucru rău există un lucru bun. Și în orice lucru bun întotdeauna există un lucru rău. Sau
auzit de România pozitiv în ultimii 2-3 ani din cauza cinematografului, nu din cauza campaniilor România pitorească sau albumelor editate de guvern, ci din cauza cinematografului românesc. Ori după toate acestea... Aici Radio Europa Liberă. Mi-ar plăcea un lucru, așa, ce să spun. M-aș bucura dacă regizorii din România ar ajunge la această performanță, nu? Care este... E o performanță pentru absolut orice autor din orice domeniu al artei. Și anume să-și cristalizeze un stil propriu, o viziune a lor personală. Eu m-aș bucura de chestia asta. Și atunci am putea vorbi despre autori și atunci când numărul acestor autori crește, când autorii se înmulțesc, putem vorbi și despre o cinematografie română, putem vorbi poate la limită și despre o filozofie a filmului de sorginte românească, nu știu. Atenție! Acțiune! Așa, ia. Nu, asta cu numele meu este Mirica, asta trebuie să fie o chestie din asta, știi, de prieteni, da. Da. Numele meu este Mirica. Așa, da. Așa, exact. Hai să încercăm o dată de poșa. Hai, du-te afară. Atenție! Du-te pe Lăzărescu, Andrei! Ia vizionare de la mine. Fați-vă, da. Mimi Amorsă, nu Rodica, și pe Lăzărescu, pe Mioara! Băi, răbușesc, mă, trăiția! Du-te acolo, pe Mioara, du-te aici, fii aici, pe Mioara, aici, da? Am epuizat toate cuvintele, pe momentul meu. Era o chestie care mă deranja și totuși am zis, băi, am scris-o eu, am zis-o prost. Dar de fapt n-o scrisesem eu. Dar ai pus-o tu, aia cu niciodată, aici la blog. Știu. Și știi cât, știi cât am suferit după aceea? Trebuie să-mi fi spus. Nu sunt atent la multe, eram atent. El, am fost atent mai mult la el, la Doru. Pentru că el venea nou, eram la început și nu știu ce. Hai ce v-a spus mai potoios la început, când el aranjează. Dar nu se vede acolo. Aveți rude? Am orice. Are o soră, v-am spus. Trebuie operat de urgență, care e dizartrie. Așa mi-a spus domnul doctor Brezlașul de la universitar. Și uitați că are și o hemipareză pe partea dreaptă. Incredibil, nu? Eu am crezut că domnișoara doctor exagerează, dar văd că nu. Chiar nu ne respectați deloc. Îmi pare rău, dar eu tocmai asta am spus, că trebuie să ne grăbim cu el, suntem pe drum cu el de la 10. Ei, nu mai spune. În primul rând, ar trebui să-ți înveți lungul nasului și să ne lași în pace, să ne facem meseria. Dar m-ați dat afară, domnișoară. Ce Dumnezeu? Suntem aici cu toții cadri medicale, nu se face. Nu, suntem cadre medicale de calificări diferite, doamna asistentă.
Nu se poate să mă învățați dumneavoastră pe mine, pe un medic, procedura. Pentru că asta se cheamă impertinență. Uite, și din acest moment, dacă vreți să mai rămâneți aici, v-aș ruga să nu vă mai aud. Dacă nu, puteți să așteptați afară pe hol. Puneți-mi parafa și am plecat. Cum a spus? Dacă îmi puneți parafa, plec. Asta parcă tot medicul hotărăște când pune parafa. Văd că trebuie să repet, doamna asistentă. Deci, ori taceți din gură, ori mă lăsați să-mi văd de treabă, ori exit afară pe hol. Eu am gândit la un moment dat că nu avem... vocație pentru cineva. Thank you.